Căderea între tâlhari înseamnă căderea în primejdie drăcească pe care viața ne-o lucrează, de la lume, de la trup și de la diavol. Și am terminat povestea. Tânărul dregătorul bogat a picat exact în aceeași extremă, tot cu poruncile. Și a început să spună Mântuitorului poruncile. Că de data aceasta îi se înșerau să nu furi, să nu fii desfrânat, să nu fii lacom, să nu ucizi, să nu faci rău, să cinstești pe părinții tăi. La care el nici n-a avut răbdare să le asculte, ci dintr-un plin de sine și de lege, s-a și repezit să-i spună învățătorului: o, stai liniștit, credeam că ești altceva decât cred eu. Dar eu asta le știu din tinerețe, ca și cum ai spune, eu tatăl nostru? Păi eu tatăl nostru știu de la mama mea din clasa întâia. Da, e posibil. Dar ia să lăm noi pe tatăl nostru în amănunt și să ne oprim la un singur paragraf. Chiar cu teamă, cu frică, cu spaimă, cu tremur, cu îngrozire de cuget, că de fiecare dată când îl rostim mai spunem câte o minciună. Și ne iartă nouă greșalele noastre, nu că tu ești Dumnezeu și poți ierta, precum noi iertăm greșiților noștri. Și acum luați-vă singuri sarsanaua în spinare și tema pentru acasă și data viitoare veniți cu lista de la pomelnic cu dușmanii pe care nu-i puteți ierta, ca să-i punem la proscomidie, ca să fie buni cu voi și voi cu ei. Deci iată un subiect de cateheză pentru acasă. Cum poți să ai tu pe aproapele tău și să-l iubești pe aproapele tău dacă tu ai o căruță de dușmani și nu-i poți ierta? E o întrebare groaznică. Și gândiți-vă că nu o judecăm noi. Este o judecată a conștiinței, nu se face pe pământ. Poți să mergi tu la preot și să-i spui: părinte, eu n-am nimic cu el, eu și mâine îi dau bună ziua, dar n-avem treabă. Da, din punct de vedere teoretic, ești curat. Dar din punct de vedere logic la Dumnezeu spune așa: pe capul dușmanului tău să grămădești binecuvântări, pâine și vorbe bune. Când el te blastămă, tu să-l binecuvintezi, când el te urăște, tu să-l iubești, când îți face rău, tu să-i faci bine. Am ajuns în faza asta de creștinism, eu personal nu cred și nici n-am ajuns. Adică încă am oameni față de care pot să spun că nu simt ură, dar ostilitate da. Ei, cu asta trebuie să ne luptăm noi. Aici e esența legii. Legea nu se învață de pe gard. Legea se învață din inimă. Credința e o trăire a sufletului, nu e o teologie care ți s-a predat pe o carte, ai luat nota 10 și ai terminat. Ce ușor ar fi să dai exemplar capitol cu capitol din Biblie, ai luat notele de trecere după 5, gata, ăsta e creștin, intră în rai. Ar fi simplu. Notele se dau de Duhul Sfânt. Și peste care va voi Duhul, peste acela va ședea, nu peste care vrem noi. Tu poți să spui eu sunt sfânt sau sunt sfântă. Tu poți să fii dezlegat și împărtășit, dar să nu fii plăcut lui Dumnezeu. Că așa spune Apostolul Pavel: dacă v-ați fi judecat voi înșivă pe voi, n-ar mai fi trebuit să vă judece Dumnezeu. Pentru că de aceea sunt între voi morți și boale și necazuri în norod. Ați citit? Ați găsit epistola la Corinteni? Na, nici nu știu dacă știți unde se află, e Noul Testament. De ce vă spun lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că tânărul a crezut că Mântuitorul a pus să dea o lucrare de control și să repete trei povești, să spună el trei texte din lege. Nu! A vrut să vadă cum le trăiește! Dar nu l-a jignit la modul, nu l-a jignit la modul brutal. Vedeți, asta e taina lui Dumnezeu. Niciodată Dumnezeu nu te va jigni la modul măgăresc. Dumnezeu nu este bădăran. Este de o finețe incontestabilă și nici mintea noastră nu o pricepe. Mustrările de conștiință nu sunt palmea lui Dumnezeu, ci sunt șoaptea lui Dumnezeu. Nu-i bine. Nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, n-ai făcut cum trebuie, nu așa, atât. Nu vine să dea cu parul, eu nu-i cioban. Viața îți dă cu parul.
Îți dai singur cu parul. Ai crescut copiii prost? Te îngroapă vecinii. Ai crescut copiii prost? Mor de sete cu ei în casă. I-ai crescut cum trebuie? Bei o gură de apă la bătrâneți. Vorba unui tată când își împărțea averea. Le-a dat la toți testamentul și a zis, tată, noi ce trebuie să facem? Mergeți sănătoși că zice, eu îmi beau apa singur, n-aștept să însătați, mi-o dați voi. Deci acela e un tată înțelept. Adică care e testamentul care le l-a dat? Educația. Dacă educi cum trebuie, nu mor de sete. Are grijă Dumnezeu. Dar dacă nu educi cum trebuie, mor de sete în casa ta cu ei lângă tine. De ce v-am spus toate lucrurile astea? Când s-a săturat el de îngânfat în pene tânărul și a crezut că a nimerit tot, a venit și cuiul cheie al esenței Evangheliei de astăzi. Îți mai lipsește una. Deci ce frumos l-a luat Dumnezeu. Îți mai lipsește una. Vă dați seama că dacă el știa cele 10 porunci, s-o fi gândit, mai care mai lipsește? Ea acum în Noul Testament are 3 forme. 1. Fericit sânii la care ai subt și pântecele ce te-a purtat, adică vrednică mamă, vrednic tată, vrednic copil. Așa este, fericiți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Deci iată a doua formă, fiind credincios, te poți împărtăși din plin de cuvântul lui Dumnezeu, dar mai este o a treia fericire care puțini o dobândesc și aceea e despre care vorbește azi Hristos. Fericiți cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu, dar dacă îl și împlinesc pe el. Că scrie în Scriptură, nu-i mare cel ce aude sau cel ce știe, ci este mare cel ce face. Deci iată unde l-a prins Mântuitorul pe tânăr. Și ce a zis? Una îți mai lipsește. Dar nu i-a mai zis, bă, tu trebuie să fii desăvârșit. Nu, l-a lăsat în mâna sfatului său. I-a spus așa. Dacă vrei să fii desăvârșit, vinde toate bogățiile tale, împarte-le săracilor și vino și murmează mie. Deci iată ce frumos. Aici ne putem referi și la taina călugăriei deodată, și la taina slujirii în biserică a doua oară, și la taina urmării credinței lui Dumnezeu prin fapte bune, care o fac mulți creștini în zilele noastre și nu trebuie să dai nume. În biserică nu se face reclamă și afișe cu vipuri. Vipurile sunt numai la televizor, aici sunt doar creștini mântuiți. A treia categorie, iar a patra categorie sunt sfinții, cei care s-au lepădat de sine și cu adevărat urmează Dumnezeu, rari. Spune așa, căci din apa umilinței au băut în viață sfinții, așa spune Ioan Iacob Hozevitul. Deci e o nevoință peste măsură, nu ține de normalul lucrurilor. Adică poți să fii sfânt și cu radio, și cu televizor, și cu blană, și cu canapea, și cu fotoliu, și cu dulap, nu te încurcă cu nimic. Aici vreau eu să ajung și o să intrăm și mă încadrez ca idee. Dar trebuie să știți și acest lucru. E o diferență între sfințenia dobândită din voință și plăcere, e o diferență între sfințenia dobândită din chemare și sfințenia dobândită din lucrare. Deci sunt diferite, nu au nicio treabă una cu cealaltă. De exemplu, pusnicul, ăla are o vocație, o chemare. Ăla, dacă l-aduci în târg, se plictisește, fuge. Dacă îl pui pe călugăr în mănăstire să o facă pe apusnicul, s-ar putea să nu poată face. Pentru că e viață de oște. Cânți, citești, spovedești, prășești, pași vaca, grijești flori, mături, faci focul. E o altă formă. Dar nu te încurcă la sfințenie. Teodor Studitu, se mântuiesc cu miile. Creștinii la fel. Unul are 100 de camere, unul are 50 de camere, unul are 40 de camere, unul are 60 de camere, unul are 2 camere, unul are o colibă. Dar nu îl încurcă pe niciunul la mântuire. Asta pe Dumnezeu nu îl interesează ce ai agonisit tu. Niciodată Dumnezeu nu se ocupă de averea cuiva să-i o inventarieze de ce o are și de unde o are.
Când a venit tânărul la Hristos și a spus, fratele meu, nu-mi dă partea de avere ce mi se cuvine, Hristos a spus așa, astea sunt, nu-s din împărăția mea, sunt din lumea aceasta. Pentru aceasta îl aveți pe Cezarul. Eu n-am venit pe pământ împărțitor de averi. Scurt! Nici să nu vă gândiți vreodată că într-un proces cu o tarla de pământ sau într-un proces cu două camere de apartament sau de casă la țară, o să faci tu pomelnic și o să citești psaltirea și vine Dumnezeu și taie cu ferăstrău pe aici lui Vasile și pe aici lui Ion. Asta e treaba judecătorului și a expertului, treaba voastră. Dumnezeu a venit să ne mântuiască, nu să împartă ziduri. Dar este interesat direct când omul începe să fie legat de materia trecătoare mai mult decât de suflet și de scripturi. Și începe. Cel ce vrea să vină după mine, deci prima dată, vrei să fii desăvârșit, vin de toate și urmează mie. Verbul a vrea. Dacă vrei, poți. Și a spus-o și Sfântul Antonie. Cine vrea să se mântuiască, poate, și cine nu vrea să se mântuiască, tot poate. Deci în ambele cazuri este după cum vrei tu. Dumnezeu nu intervine în liberul arbitru. Dar cere cel ce s-a pornit pe urmele mele să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. A urma mie înseamnă așa. Am să vă dau o pildă. Ești fată sau băiat la mamă ta acasă. Ai luat decizia să te căsătorești. Te duci într-o casă nouă, te duci în obiceiuri noi, te duci într-o mentalitate nouă, te duci într-o comunitate nouă. Alte idei, alte bordeie, alte obicei. În momentul când te-ai dus în casa respectivă, faci ceea ce să faci acolo. Dacă îți spune să pui cana cu gura în jos, o pui cu gura în jos, aia înseamnă tăierea voiei. Dacă îți spune să o pui pe o parte, o pui pe o parte. Dacă îți spune să mănânci două felii de pâine, mănânci două felii de pâine. Pentru că e în casa aceea. Ei, așa e și în lumea spirituală, în lumea lui Dumnezeu. Cel ce vrea să vină după mine să se lepede de sine. Adică dacă ai venit la mănăstire, acum faci ce-ți spun eu. Și ce înseamnă aceasta? Să lase mamă. Deci nu stai toată ziua, vai mămica în sus, mămica în jos, lasă-o bă, că n-o fură nimeni, acolo o găsești, ea e cu treaba ei. Cel ce lasă tată, lasă-l mă acolo că nu-i mort, roagă-te pentru el. Cel ce lasă frate, soră, holdă, casă, masă, soție și copii, auzi? Acela este vrednic de mine. Ce înseamnă să le lași? Să dai prioritate lui Dumnezeu în ceea ce se înseamnă lucrarea sfântă, misionară, scripturistică, spirituală, iar dacă timpul îți permite și situația îți permite, e categoric că dacă s-au fost și sfinți desăvârșiți, Pimen cel Mare, îl găsiți viața în luna august, vă dau numai o pildă, a fost unul din sfinții desăvârșiți a bisericii. A intrat în mănăstire și s-a rugat lui Dumnezeu așa, ca să vedeți un model de călugăr, apropo de ceea ce aveți dumneavoastră în imaginea zilnică. A intrat în mănăstire și s-a rugat la Dumnezeu așa, Doamne, dacă mă iubești toată viața să mă ții bolnav, să știu că ești cu mine și mă cercetez. Noi ce ne rugăm de obicei? Doamne, dăm sănătate, izbăvire de boală, spor, ajutor, bani, să-mi meargă casa, să-mi cumpăr mașina, să mărite fata. Ei, ăsta cerea boală. A venit vremea să moară. Și s-a făcut sănătos. Și toți frații din mănăstire au început să bucure. Băi, s-a însănătoșit Pimen, s-a sculat din pat, a venit la biserică, a cântat la strană. Și starețul care știa taina, că îl spovedea și avea duhovnic, îi spune, nu vă bucurați. Însănătoșirea lui Pimen e spre slava lui Dumnezeu. Când i-au dat sfintele taine și s-a împărtășit, i-a strălucit fața ca soarele, s-a dus în chilie, s-a pus în pat și a dormit în Domnul. Deci iată cât a fost sănătos. Din trecerea de la o viață la cealaltă, cine ar putea duce un canon de boală? Și aici nu vă dau o pildă mai grea sau mai simplă de ținut minte. Un bolnav în pat de un an, de doi, de trei, de șapte, de nouă, de zece, de 12, de 20, că rar
dar sunt între 7 și 10 și 5 ani, tot înainte, cancerele acestea. Ei, vă întreb eu, cine își dorește asemenea cruce? Își dorește cineva? Nimeni. Deci vedeți că nu avem o cale a desăvârșirii pe care o credem noi că e desăvârșirea? Mama, a început postul Crăciunului, să vezi cum circulă rețetele de post. Și aia, și aia, și aia, și aia. Ai 100 de feluri de mâncare de post, garnisite frumos cu calorii în ele, faci o burtă cât ciubărul de dat șișca la vacă iarna, te-ai săturat bine, crapă burta, spargi purecele pe burtă și că mă duc să mă împărtășesc că am postit săptămâna asta. Da, frate, da, am postit. Ei, nu-l deranjează pe Dumnezeu nici schimbarea de bucate, dar vrea schimbarea de cuget. Nu-l deranjează nici că ai mâncat de două ori. Cel ce mănâncă lui Dumnezeu mulțumește și cel ce nu mănâncă tot lui Dumnezeu mulțumește. Că de mâncăm sau de nu mâncăm, de trăim sau de murim, ai Domnului suntem. Nu-l interesează pe Dumnezeu că ai mâncat 8 porții sau 8 feluri. Vrea să vadă inima bună, înfrântă și smerită, asta vrea. Așa, și să vă spun de pimen, mai departe, tot o idee că ține de părerea postului și a sfințeniei. Când a plecat la mănăstire, țup și mama în urma lui, na, cum e mama, că e legătura de sânge. Și a venit la poarta mănăstirii și a venit starțul și a spus, pimene, te caut o femeie la poartă. Deci țineți minte ce frumos s-a exprimat starțul, te caută o femeie la poartă. Este termenul pe care l-a folosit Iisus Hristos în Evanghelie când s-a adresat către Preasfânta Fecioară, mama lui, și Dumnezeu fiind s-a lepădat de sine făcând voia celui ce l-a trimis și nu voia cui vrea nu știu care. Și ce spune? Ce ți este ție și mie, femeie? Ceasul meu n-a venit încă. Deci ce frumos! N-a spus, da, mamă, ce s-a întâmplat? Nu! Ce ți este ție și mie, femeie? Deci i-a vorbit la modul în care există între lumea spirituală și lumea materială o diferență. Și ce spune Pimen la poartă? Da, femeie, ce vrei? Sunt mama ta, am venit să te văd. Alege repede să ne vedem aici pe pământ sau dincolo în slava lui Dumnezeu. Femeia sporită și ea cu trăirea, că doar nu i s-a dus băiatul la mănăstire, fiind ea ultimul câine neortodox de pe pământ. Normal că era o femeie credincioasă. I-a zis, dacă așa e voia lui Dumnezeu, păi să ne vedem în cer, mers sănătoasă. Nu s-au pupat, nu s-au văzut, nu s-au îmbrățișat. Stânga împrejur, în chilie și ea a plecat și nu s-au mai văzut decât în rai. Spune Viețile Sfinților, vi recomandă, super frumoase. De ce v-am dat exemplu acesta? Ca să vedeți nevoința noastră pământească cât de ușoară este față de legea cea adevărată, adică ce înseamnă legea, lege. Noi ne vedem, ne salutăm, ne împărțim vorbe bune, gustăm unul de la altul, ne sfătuim unul pe altul. Dumnezeu vrea iubire, că asta e taina, iubirea. Dar vreau să vedeți și forma autentică a ceea ce înseamnă lege. Și tânărul a crezut că el a ținut legea. Dar uite că la desăvârșire s-a împotmolit, nu s-a putut lepăda de sine. Și ce vrea să spună Hristos când spune vinde toate averile tale și împarte-le săracilor? Materialicește, poți să o iei că vinzi ce ai, țarnă, moșie și împarți, nu e o problemă. Bani sau orice altceva, dar în Evanghelie e vorba de cu totul altceva. A vinde toate înseamnă a fi tu icoană vie și lumină în sfeșnic pentru cei ce te cunosc, făcând un gest din acesta măreț, să pășești din lumea obișnuită materială în lumea cea greu întâlnită spirituală. Adică, văzând toate neamurile și cunoscuții și rude și prieteni, băi, dar pe ăsta era putră de avere cu atâtea moșii și el s-a dus la mănăstire. Băi, mare credința asta, trebuie să mă fac și eu credincios. Ia-te o avere împărțită. Doi, băi, dacă ăsta care avea o funcție așa de mare și un dregător așa de bogat și știa el legea și a lăsat toate pentru Dumnezeu, băi, să știi că e ceva și cu sufletul ăsta, băi, ia să mă îndrept și eu. Băi, dar dacă ăsta totuși a urmat lui Hristos și face treaba asta,
Băi, o fi ceva și cu credința asta înseamnă că nu-i numai vorbe goale. Băi, ia să mă îndrept și eu viața. Și iată cum împarți averea ta săracilor. Cine sunt săraci? Sufletul flămând de Dumnezeu, sufletul însetat de Dumnezeu, sufletul gol de Dumnezeu, sufletul bolnav fără Dumnezeu, că întrucât ați făcut celor mai mici, mie mi-ați făcut. Păi eu de ce mă străduiesc în fiecare zi să mântuiesc câte o babă? Ca să am plată în cer. Asta înseamnă să împart săracilor. Nu numai farfuria cu sarmale și cozonac că-i parastas. Cuvântul lui Dumnezeu, dezlegarea de păcate, prăvilioara, cărticica de rugăciune, împărtășania, canonul, sunt averi împărțite dumneavoastră de Dumnezeu prin slujitorii biserice. Ați priceput? Da. Ei, aceasta este esența Evangheliei de astăzi și a tânărului bogat care s-a întors întristat la casa sa. De ce s-a întors întristat? N-a înțeles niciodată și prin el multe generații de tineri că discoteca e trecătoare, desfrâul e trecător, beția e trecătoare, drogul e trecător, păcatul e trecător, mâncarea e trecătoare, destrăbălarea e trecătoare, femeia e trecătoare, viața e trecătoare, toate trec, doar sufletul rămâne. Și atunci spune că întristarea aceea care a avut-o tânărul, o are toată umanitatea în ziua de azi când trebuie să-și întoarcă fața spre Dumnezeu. Păi numai eu am dezlegat de dimineață 100 de babe sclifosite, care au început să spună, nu știu dacă am să pot să țin tot postul, dar e foarte greu. Cu atâta pește și cu ulei și cu vin s-ar putea sigur să dați în anemie. După aceea iară, părinte, cred că n-am să pot să fac tot canonul. Nici n-ai început a face o stămână de post, tu te-ai plictisit deja de canon. Asta înseamnă întristarea aceea. Adică nu te pot, tătă vara prășești, faci fân, muncești, alergi la servici, te duci la copii, vii de la copii, faci treabă. Și iarna când stai degeaba și ninge afară și pământul doarme și se hodinește, ții lenea, atunci să faci niște rugăciuni. Și asta din lenea de a curăța doi cartofi, că mai bine dai două felii de salam cu două ochiuri, că e mai repede. Cartoful până la duci din debăra, până îl speli, până îl tai roți, până îl faci pai, mai durează sau până îl fieri. Asta e lenea, iubirea de sine. Și văzând Dumnezeu că tânărul n-a mai avut nevoie de desăvârșire, a dat o replică memorabilă care rămâne în veacul veacului. Cu a nevoie vor intra bogații în împărăția lui Dumnezeu. Adică ce înseamnă bogații în împărăția lui Dumnezeu? Să vă iasă încă o dată din cap că Dumnezeu sau biserica are treabă cu bogăția cuiva. Să ai bani, să-i întorci cu sacul. Era și un cântec. Țin minte doar strofa așa, instantaneu. De aș avea toți banii lumii să-mi stea în praf arginții, în zadar dacă ai pierdut aurul credinței. Deci nu banul te face, banul te întreține. Dai chiria, dai ei pâinea, plătești apa, plătești gazul. Credința te ține. Deci ea este aurul cel adevărat care trebuie să-ți rămână în suflet pe lângă agoniseala trecătoare. Aceea e necesară trupului. N-ai să stai în colibă și ai să mănânci ghindă sub stejar. Normal că trebuie să ai o casă, trebuie să ai un beț și în el să pui 3 zarzavaturi, 3 cartofi și un sac de făină să ai iarna ce mânca. Dar îl deranjează pe Dumnezeu când vede că dă soare, că dă căldură, că dă ploaie, că dă hrană. Toată lumea s-a plâns vara asta că om crăpa de foame și slavă Domnului a fost de toate. Ca drept dovadă că nu rugăciunea noastră l-a îmblânzit pe Dumnezeu, ci bunătatea lui față de cârteala noastră. Dă-mă să le dau să vadă că este. Și a ținut o toamnă pentru tot puturosul până la anul nou. Deci vedeți ce înseamnă bunătatea lui Dumnezeu, dar această bogăție agonisită nedrept, că noi primim, dar nu mai mulțumim, v-am spus, este cea mai mare pedeapsă a lui Dumnezeu pe care o vom lua-o pentru a nu mulțumi pentru cele primite. Că tot vrem, dăm aia, dar nu zice nimeni, bă, dar prosti, Doamne, slavă ție că m-ai ajutat. Ce o să facă Dumnezeu? O să mai strige odată. Cu a nevoie vor intra bogați în împărăția lui Dumnezeu. Și este un cântec și o vorbă populară bătrânească. La moarte nu te duci nici cu saci, nici cu carul.
cu sicriul și cu groapa, atât. Acolo nu iei avere, nu iei casă, nu iei copii, nu iei aur, nu iei arginți. Aceea trebuia să îi cheltuiești în viață prin milostenii. Și apostolii s-au înspăimântat toți. Doamne, păi dacă e așa, cine să mai mântuiește? Uite o întrebare pentru acasă. Cum cine să mai mântuiește? Toți care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și se îndreaptă viața. Ăia să mântuiesc. Că spune Dumnezeu, ce nu-i cu putință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Adică Dumnezeu este în măsură să le lumineze mintea, că pe lângă viața boemă și mondenă, trebuie credință, trebuie și rugăciune, și fapte bune, și stăruință. Să nu ne jucăm cu focul, că pe pământ chem pompierii, dar în iad nu mai sunt pompieri, acolo sunt draci chinuitori îndelung. Focul-i veșnic, iadul-i veșnic, moartea-i veșnică, pedeapsa-i veșnică și din Dumnezeu bun devine Dumnezeu drept. Și așa se încheie un capitol al Scripturii despre viața omului. În ce te voi găsi, între aceea te voi lua. Te-a găsit în baie? Ai să faci baie și acolo. Te-a găsit în biserică? Ai să fii în biserică și acolo. Te-a găsit cu cartea de rugăciune mâini? Așa vei face și dincolo. Te-a găsit în păcat și acolo vei sta la prăjit păcat. Adică păcatul înseamnă moarte veșnică și iad veșnic. Deci, cum te voi găsi, așa te voi judeca. Este răspunsul nostru personal care nu-l poate schimba nimeni. Este exact ca legea dată de un prefect. Domnule, vreau casierul meu să nu fure, că dacă îl prind, îl dau afară. Cum te-a prins cu prima chitanță afară? S-a dat demisia. Tu poți să-i reproșezi ceva, știai de dinainte că asta e cererea. Așa și Dumnezeu. Nu-l putem acuza de răutate sau de lipsă de milă sau de lipsă de bunătate sau de omenie sau de milostivire față de noi atâta timp cât ne-a lăsat viața fără număr, că noi nu știm anii noștri, că sunt în mâna lui Dumnezeu, unul 100, alții 70, alții 60, dar ne-a spus, cum te voi găsi, așa te voi lua și cum te voi găsi, așa te voi judeca. Trezvia noastră este una singură. Nu vrei să fii desăvârșit? Păzește poruncile. Vrei să fii desăvârșit? Ai puțină trezvie să fii găsit în ceasul morții într-o poziție care să-ți convină. Și când spun poziție care să-ți convină, fain ar fi să te găsească stând cu psaltirea în mână sau cu cartea de rugăciuni, nu țapând de băutură la bufet, cum spun babele din prorocia lor, citire. A, păi părinte sărac, așa i-a fost scris. Sigur că da. Când l-a născut mama sa, Dumnezeu a și scris pe fruntea lui, mă, tu să bei până crăpi. Nu! Noi decidem asta. Deci cum te voi găsi, așa te voi lua. Amin.